Avem trei fete, e ca, acum chiar că sunt capra cu trei iezi, înțelegi? Dar iezii sunt niște fete extrem de talentate. Extrem de talentate, cred în șansa lor. Hai, prezentați-vă fiecare ca să nu vorbesc numai așa. Bună, mă numesc Ioana Ardelean și am 20 de ani și o să cânt în următoarea etapă Running. Iar a doua piesă, dacă trec din prima etapă, va fi Million Reasons și nu știu ce să mai spun. Ce vrei de la concursul? Vreau să acumulez cât pot eu mai mult din tot ce înseamnă concursul acesta. Vreau să mă bucur de moment. Vreau să trăiesc tot ceea ce se întâmplă la intensitatea maximă și indiferent de ce se întâmple în următoarea etapă, eu sunt foarte fericită că am ajuns până aici și că o să mai am ocazia să mai cânt încă o dată pe scena X Factor. Andrada. Sunt Andrada Precu, am 17 ani și eu am să cânt Killing Me Softly. Pentru mine X Factor înseamnă experiență, înseamnă emoție și evoluție. Și indiferent de ce o să fie, eu mă bucur de fiecare moment și mă bucur că am reușit să ajung pe scena X Factor. Bună! Bună! Mă numesc Silvia Alexandra Serenada și am 18 ani. În etapa următoare voi cânta Good Woman și în caz că voi trece mai departe voi cânta Hurt. X Factor pentru mine înseamnă o etapă. E o etapă din viața mea. Cea mai mare realizare pe care vreau să o scot din această etapă a vieții mele este să mă simt ca o artistă în momentul în care sunt pe scenă, să mă simt exact ca o artistă, să fiu una cu scena și să mă simt bine, pentru că îmi doresc foarte mult să ajung la nivelul în care sunt atât de degajată pe scenă și atât de fericită, încât nu mai contează absolut nimeni, ci doar eu, momentul meu și persoanele care simt conexiunea pe care o dau mai departe. Frumos, eu cred că au spus toate trei ce au de gând. Chiar dacă în continuare suntem puțin timide să spunem ce vrem, până la urmă, important e că au înțeles lucrul ăsta. Noi, echipa între 14 și 24 de ani, noi mergem pe evoluție. Asta este șansa noastră. Asta cred eu ca mentor, să plecăm de la un anumit punct, de la A să ajungem la B, să nu rămânem tot acolo. Cum se întâmplă de multe ori din experiență ce am văzut până acum, concurenți cu mult mai multă experiență ca fetele de față să rămână în același punct. Sau oameni cu dita mai experiența, cu trupe în spate, cu cântări în spate. Dar până la urmă contează ce votează cel de acasă. Cum îl facem să ne voteze. Așa că o să vă rog să votați ceea ce simțiți. Ar fi ușor să vă spun, votați-o pe Alexandra, votați-o pe Andrada sau pe Ioana. Votați-le dacă simțiți lucrul ăsta. Dacă simțiți că trebuie să votați pe altcineva, iarăși este alegerea voastră. Dar fiți cinstiți cu inima voastră și votați așa cum credeți de cuvință. Noi oricum vă mulțumim că vă uitați la noi.